deci împărăția cerurilor este a unora ca ei și spune cuvântul că i-a luat în brațe, apoi i-a binecuvântat. Facem același lucru și răspundem cu amin, acolo se trebuie răspuns cu amin. Avem și un fecior în tavă, dar așteptăm un pic. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Lea, Gloria, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Lea, Gloria, amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Lea, Gloria, amin. Amin. Doamne, aducem această fetiță înaintea Ta pentru că suntem deplin conștienți că ceea ce binecuvintezi Tu rămâne binecuvântat. Și într-o lume stricată, cu direcție deviată, o lume care și-a pierdut ținta și s-a îndepărtat de Tine, ia copilașul acesta și binecuvintează-l pentru gloria numelui Tău. Amin. Ne rugăm pentru Lea Gloria să-i dai sănătate în trup și în suflet. Amin. Să-i dai o creștere după voia Ta. Amin. Să le dai sănătate și putere părinților să o crească temându-se de Tine, să o crească pentru gloria numelui Tău. Ajută-i să poată câștiga cele necesare ca să nu-i lipsească nimic, dar mai ales să nu-i lipsească cuvântul și îndrumarea spirituală. Binecuvintează, oferește-o de oameni răi, de bol, de suferință, de necaz, de durere. Dă-i putere să treacă peste orice obstacol ar veni în viața ei. Și te rugăm ca mai presus de orice la vârsta deciziilor majore, Lea Gloria să te aleagă pe tine. Să-L aleagă pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn al vieții ei. Îți mulțumim pentru toți cei care fac parte din această familie. În primul rând pentru părinți, pentru sora ei mai mare, binecuvintează-o și pe ea. Amin. Îți mulțumim pentru bunici, binecuvintează-i Tată drag din ceruri. Și dincolo de ceea ce știm, noi cere sau gândi, vino cu puterea Ta desăvârșită și te rugăm, binecuvintează numele Domnului Iisus pe Lea Gloria. Amin. Amin. Aș vrea să vă întreb dacă voi ne cunoașteți ca părinți că fetița aceasta este darul lui Dumnezeu pentru voi. Dacă vă asumați ca împreună să o creșteți cu modelul de mamă și de tată, amândoi ne despărțiți pe Lea Gloria. Și dacă sunteți de acord și vă luați responsabilitatea de a o crește pentru gloria lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Atunci, votăm înapoi cu credința că voi veți face într-adevăr lucrul acesta și alături de această rugăciune de binecuvântare, tata și mama cer și binecuvântarea Domnului peste familia lor și peste cele două fetițe pe care Domnul să ne binecuvintezi în continuare cu pacea Ta, cu îndurarea Ta și cu mântuirea Ta. Amin. Amin. Doamne să vă binecuvinteze. Amin.
partea bisericii, în ton cu voi, cu fetele voastre, primiți aceste flori, cum a vrea să fie viața voastră de familie, Domnul să vă binecuvânteze. Amin.